Bun găsit, ne întoarcem la obiceiurile dinainte de 1989. Iată despre ce este vorba. Românii vor fi obligați să facă economie la energie. Nu ar trebui să ne mire acest lucru, pentru că deja sunt semnale de acest gen și îndemnuri de acest gen în toată Europa. Oficialii europeni au decis ca toți cetățenii din Uniunea Europeană să-și reducă, iată, consumul cu 5% în orele de vârf. Ce alte decizii au luat cei de la Bruxelles pentru noi, ne spune colega noastră Gabriela Mihai. Te ascultăm, Gabriela. Stingem lumina așadar, nu? Am găsit, este posibil, însă vedem că au fost luate două măsuri importante la reuniunea ministrilor din energie care a avut loc ieri la Bruxelles. Una dintre aceste măsuri este referitoare la faptul că urmează o taxare a profiturilor excesive în cazul companiilor din energie, care se aplică până la finalul anului 2023, iar cu banii obținuți se vor plăti acele ajutoare date oamenilor pentru a putea suporta prețul facturii la energie, spun oficialii europeni. Pe de altă parte, o altă măsură, care de altfel este și obligatorie și a fost luată ieri, este aceea de a reduce consumul cu 5% în perioada orelor de vârf. Ei bine, aici explica ministrul energiei Virgil Popescu că țara noastră s-a opus pentru această obligativitate, însă au mai fost doar alte patru țări care s-au opus. Prin urmare, toți cei care au fost acolo au luat această decizie ca măsura să fie una obligatorie și tot ministrul energiei Virgil Popescu explica că vom primi sprijin din partea Uniunii Europene pentru a putea stabili care sunt orele de vârf, pentru că sunt anumite ore la care oamenii, consumatorii casnici și nu numai, au un consum de energie mai mare. De regulă sunt acele ore în care oamenii se întorc seara de la serviciu sau orele dimineții. Pe de altă parte, vedem că este și o recomandare venită din partea Uniunii Europene și anume aceea de a reduce cu 10% consumul general pe fiecare țară în cazul consumului de energie electrică. Aici însă, așa cum spuneam, e vorba doar despre recomandare, nu este o obligativitate. Vom vedea și ce alte măsuri vor fi luate, pentru că până la urmă, unul dintre miniștrii care a participat la această reuniune, ministrul economiei din Cehia, spunea că toate aceste măsuri temporare sunt binevenite în sprijinul cetățenilor, însă este nevoie ca în această situație de criză să fie plafonat și prețul gazelor naturale. Ei bine, aici urmează să aibă loc discuții în continuare la alte reuniuni care vor avea loc ulterior. În privința reducerii consumului de energie cu 5%, așa cum spuneam, la orele de vârf în țara noastră, am văzut că și la nivelul executivului se caută soluții. Una dintre soluții fiind acel program denumit generic Rabla pentru becuri, astfel încât se acordă vouchere pentru cei care vor să înlocuiască becurile cu filament pentru a lua becuri cu LED, pentru că sunt mult mai consumă mult mai puțin și iată că autoritățile lucrează la un act normativ, astfel încât să fie adoptat în executiv și ulterior să poată fi în vigoare, iar oamenii să poată să meargă să își ia acele vouchere pentru a-și lua becurile cu LED care consumă mai puțin. Gabriela, îți mulțumim foarte mult și pentru a putea să facem economie la încălzire, cel puțin ar fi important să ne ajute și vremea dacă se întâmplă acest lucru. Bineînțeles, luna octombrie este cunoscută în ultimii ani ca o lună de trecere între toamnă și iarnă, dar anul trecut cel puțin am avut parte de temperaturi destul de ridicate dacă e să facem o comparație cu ce se întâmpla în anii 80 sau 90. Pentru că avem de a face cu un fenomen de încălzire globală, așa cum știți cu toții. Și pentru a afla cum va fi luna octombrie, cel puțin pentru a amâna momentul în care dăm drumul la căldură, încercăm să aflăm toate aceste lucruri chiar acum de la doamna Elena Matescu, director ANM. Bună ziua, doamnă!
Bun găsit! Vom vorbi despre cum va fi vremea în octombrie, pentru că, iată, începe o nouă lună, dar v-aș întreba, în primul rând, cum se explică aceste temperaturi neobișnuite? De exemplu, astăzi în București sunt anunțate chiar 30 de grade. Într-adevăr, un debut de lună octombrie cu o vreme deosebit de caldă, mai caldă pentru un început de lună octombrie, mai ales în partea de sud-est și centru a țării, acolo unde valorile de temperaturi, partea de sud-est, îndeoseb, vor depăși 30-31, posibil 32 de grade Celsius, iar în partea de vest-nord-vest vom vorbi de temperaturi care și aici rămân în continuare ridicate, cel mult 20-24 de grade Celsius, însă și fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi prezente în această parte a țării, pentru că din această după-amiază vor fi de interes aversele torențiale însoțite de descărcări electrice și cantitățile de apă care pot fi însemnate. Vorbim de valori care să depășească 25-30 de litri pe metru pătrat, izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. De altfel, după cum știți, a fost emis la ora 10 un mesaj meteorologic ce vizează zona de vest-nord-vest a țării. Vorbim de Banat, Crișana, Maramureș, local Transilvania și zona de munte, acolo unde din această după-amiază de la ora 17 până mâine dimineață la ora 6 rămâne în vigoare atenționarea meteorologică de cod galben. Așa cum menționam, în acest interval și în aceste zone, aversele vor fi de interes și cantitățile pe care tocmai le-am precizat. Manifestările de instabilitate pe parcursul nopții care urmează se vor putea fi de interes și în partea centrală, sudică și sud-estică a țării și în același timp, de mâine dimineață de la ora 6 până mâine seară la ora 20, vorbim și de intensificări deosebite ale vântului, pentru că mai ales în zona Carpaților meridional și de curbură, dar și în sudul Banatului, în Oltenia și în sud-vestul Munteniei, vântul va putea prezenta intensificări cu viteze la rafală de peste 55-75 de kilometri pe oră, iar pe creste chiar 80-100 de kilometri pe oră. Așadar, o vreme a extremelor meteorologice din punctul de vedere al fenomenelor pentru un debut de a doua lună de toamnă și o să consemnăm chiar și mâine valori de temperaturi care să caracterizeze o vreme mai caldă în partea de sud-sud-est, pentru că aici în continuare valorile rămân peste pragul unei zile de vară, 25 de grade Celsius până la cel mult 28 de grade, inclusiv în capitală 26-27 de grade, dar săptămâna care va începe va fi caracterizată de valori în scădere, pentru că ne apropiem de ceea ce ar însemna perioada în care ne aflăm din punctul de vedere al mediilor multianuale sub aspectul temperaturilor. Și în cazul acesta putem să vorbim despre un record în ceea ce privește ziua de astăzi? Este una dintre cele mai călduroase zile de 1 octombrie din măsurătorile ANM? Cu siguranță, la multe stații din partea de sud-est a țării vom atinge recorduri zilnice ale temperaturilor maxime, însă recordul absolut al lunii octombrie s-a înregistrat în zilele de 2 și 3 octombrie 1952 la Armășești, în județul Ialomița, iată tot în partea de sud-est a țării, am înregistrat atunci 39 de grade Celsius. Cu siguranță ne aflăm departe de acest record, dar pentru o zi de 1 octombrie este posibil la multe stații să consemnăm recorduri ale valorilor temperaturilor maxime pentru o zi de 1 octombrie. Cum se va prezenta luna octombrie? Iată, spuneam ceva mai devreme că e important să aflăm dacă este momentul să dăm drumul la căldură sau nu, acolo unde, bineînțeles, beneficiem de aceste facilități. Se cunosc cazurile din București și din alte zone ale țării unde, din păcate, rețeaua de termoficare nu va fi pregătită pentru temperaturile scăzute, dar putem să ne bazăm măcar din partea vremii pentru luna octombrie, măcar la o perioadă plăcută, cu temperaturi plăcute?
Cu siguranță, alternanța zilelor mai călduroase, urmate de perioade în care să consemnăm și zile mai răcoroase, cel puțin pentru regiunile intracarpatice, pentru că, în mod obișnuit, în depresiunile din estul Transilvaniei sau în zonele montane, valorile de temperaturi pentru o lună octombrie, în mod obișnuit, se apropie de normalul termic al intervalelor respective. Apreciem la acest moment, prin actualizarea datelor pentru intervalul 3-31 octombrie, deci iată în a doua lună de toamnă, că alternanțele de perioade mai calde, așa cum spuneam, cel puțin pentru zona de sud-sud-est a țării, care să mai aducă valori de temperaturi peste 25 de grade Celsius, pragul unei zile de vară rămân de interes și acest lucru va fi de interes chiar pentru weekendul viitor, când ne așteptăm după această răcire în care să ne apropiem de mediile climatologice, cel puțin pentru sfârșitul de săptămână viitor, sâmbătă, duminică, să ne apropiem din nou de valori 24-25 de grade în partea de sud-sud-est a țării. Din punct de vedere pluviometric, pentru fiecare interval 3-10 octombrie, 10-17 octombrie, 17-24 și respectiv 24-31 octombrie, vorbim de un deficit de precipitații, în special în jumătatea sudică a țării, pe parcursul fiecărei săptămâni, și cu valori în restul țării, în jumătatea nordică, apropiate de normal. Media climatologică a unei luni octombrie, din punctul de vedere al regimului de precipitații, este de 43,5 litri pe metru pătrat, față de septembrie 55 de litri pe metru pătrat, și încheiem prima lună de toamnă cu un regim pluviometric excedentar, pentru că valoarea lunii septembrie din perspectiva regimului de precipitații înseamnă o cantitate de peste 95 de litri pe metru pătrat față de 55 de litri pe metru pătrat. Și este bine că a plouat, pentru că ne amintim anul agricol 2021-2022 a fost unul excesiv de secetos, cel mai secetos din istoria măsurătorilor meteorologice, și cu siguranță faptul că luna august, ultima lună anului agricol 2021-2022 și iată și prima lună de toamnă, a adus mai ales în jumătatea vestică a țării cantități de precipitații peste norme, a permis refacerea rezervei de apă în satul de sol 0,20 cm, mai ales că această perioadă coincide cu perioada continuării însămânțărilor de toamnă. Mă refer aici la culturile de orz și în special de grâu. Și știu că se fac în fiecare an, în această perioadă, în toamnă, de obicei se fac tot felul de analize pentru cum va arăta iarna. Sunt deja niște semnale, vom avea o iarnă grea sau o iarnă ca în ultimii ani, cu temperaturi mai ridicate? Tot în același context vă întreb, în care, iată, temperaturile mai blânde, mai plăcute, ne ajută și să economisim. E prematur să ne pronunțăm cum va fi anul timpul de iarnă. Cu siguranță, pe măsură ce ne vom apropia de prima lună, decembrie, vom putea să venim cu date cu o certitudine mult mai apropiată de ceea ce urmează să se întâmple. Ce putem să vă spunem din statistica anilor în ceea ce privește analiza condițiilor climatice pe parcursul iernilor în România, ultimii 20 de ani, caracterizează ierni mai blânde în medie pe întreg anotimpul, sigur cu variații semnificative de la o lună la alta, și dacă luăm în considerare și topul celor mai călduroase ierni, cel puțin din ultimii 10 ani, trebuie să amintim că iernile 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022, deci ultimele 3 ierni, sunt în top 5 cele mai călduroase. Aceasta nu înseamnă că va fi posibil și pentru iarna 2022-2023.
3, dar cu siguranță, așa cum observăm că fiecare an a doborât recordurile înregistrate în anii anteriori, poate fi, poate însemna o probabilitate ridicată ca să avem și pe parcursul iernii care urmează intervale în care să vorbim de temperaturi peste ceea ce ar fi normal în fiecare lună, fie că vorbim de decembrie, ianuarie sau februarie și mai ales în prima parte a iernii, dar nu excludem și chiar pentru o lună ianuarie, care în mod obișnuit, tradițional, ar trebui să fie cea mai rece lună a anului, dar în ultimii ani cel puțin ne-am obișnuit cu o lună ianuarie mai caldă, cu abateri termice pozitive mai mari de un grad. O iarnă mai blândă nu exclude să avem însă și intervale în care să vorbim, cel puțin pentru zonele intracarpatice, dar chiar și cele sudice, în care minimele să coboare sub minus 10 grade, sub pragul de ger și să avem și strat de zăpadă cu precădere, așa cum a fost în iarna 2021-2022, cel puțin în zona montană. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Elena Mateescu a fost director ANM. Vești bune, așadar, cel puțin pentru săptămâna viitoare. În weekendul viitor vom avea din nou temperaturi plăcute peste cele obișnuite pentru o astfel de perioadă, pentru luna octombrie. Și iată, dacă este să vorbim în continuare despre economie și despre sfaturile pe care le primim din partea oficialilor europeni, românii care vor să înlocuiască becurile cu consum mare de energie, cu cele pe LED, vor primi de la stat vouchere în valoare de 200 de lei, potrivit noului proiect de ordin publicat de administrația Fondului pentru Mediu. Iar pentru a primi banii, oamenii vor trebui să ofere cel puțin un bec. Pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în locuințele din România, statul român vrea să înlocuiască becurile care consumă multă energie în becuri LED, astfel că persoanele care se înscriu în program vor beneficia de un voucher în valoare de 200 de lei pentru a cumpăra cel puțin un bec cu LED. Cei care vor beneficia de finanțare sunt persoanele care au domiciliu stabil în țară, persoanele care nu au obligații restante la bugetul de stat și bugetul local, dar și cele care își dau acordul ca administrația Fondului pentru Mediu să poată prelua datele și informațiile furnizate. Becurile de tip LED vor putea fi achiziționate doar de la magazinele ce se vor înscrie în program. Cei care vor obține aceste vouchere le vor putea folosi în cel mult 7 zile de la publicarea listei cu solicitanții aprobați, mai arată administrația Fondului pentru Mediu. Nici nu am apucat să extragem gaze din Marea Neagră, că deja le-am vândut, potrivit prin vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan. Gazul care este extras de la Black Sea Oil and Gas, primul gaz din platforma continentală, deja a fost contractat de grupul Engie pe 3 ani. Românii sunt speriați de facturi, statul ne scoate ochii cu tot felul de compensări și plafonări, bani pe care de altfel tot noi vom plăti, însă gazele scoase de la Black Sea Oil and Gas deja au fost vândute și chiar pe 3 ani de acum încolo. Acest gaz care se extrage de la Black Sea Oil and Gas, primul gaz din platforma continentală, deja a fost contractat de grupul Engie pe 3 ani, ceea ce e o chestiune care contravine legii în România, pentru că în mod normal gazul respectiv poți să-l export la un jucător european doar după ce în țara respectivă ți se dă hârtie. Ți se dă hotărâre că refuză gazul, a explicat Rareș Bogdan, prim vicepreședintele PNL. Potrivit legii, spune europarlamentarul liberal, gazul ar fi trebuit oferit întâi statului român și abia apoi făcute oferte de vânzare către alte companii. Black Sea Oil and Gas trebuia să ofere gazul respectiv Transgazului, Romgazului, Ministerului Energiei și dacă aceștia refuzau, abia apoi putea să facă contract cu grupul Engie sau cu altcineva. Pentru ca respectivul gaz să fie scos de pe teritoriu, există o lege extrem de clară. Prioritatea o are statul român. Dacă statul român refuză gazul respectiv, atunci se intră pe piața internațională, afirmă Rareș Bogdan, adăugând că ar trebui făcut o anchetă în privința acestei tranzacții. O comisie a statului român de la Ministerul Energiei, Transgaz, Romgaz și ANRE trebuie să vegheze și să facă o acțiune de control dacă compania a respectat sau nu legea. Eu spun că nu a respectat, a completat prim vicepreședintele PNL. Un sfert din populația rezidentă a României nu era conectată la sistemul public de alimentare cu apă în 2021, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Și, așa cum era de așteptat, regiunile cu cele mai puține canalizări sunt și cele mai sărace din România.
Peste 10 miliarde de euro ar urma să fie cheltuiți pentru apă, canal și drumuri în toată țara. Banii din noul program Anghel Salini au fost deja repartizați către județe, dar cea mai mare parte se va duce către județele controlate de mai mari liberali și socialdemocrați. Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2021, populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de aproximativ 15 milioane de persoane, adică 74,1% din populația rezidentă a țării. Față de anul 2020, populația racordată la sistemul de alimentare în anul 2021 a crescut cu aproape 250.000 de persoane, asta după ce românii au ales să se conecteze la noile rețele cu apă construite. În București, Ilfov, aproape 90% din locuitori au fost conectați la apă, fiind urmată de regiunea sud-est cu aproape 89%. În schimb, nord-estul țării s-a numărat printre cele mai slabe regiuni care s-ar acorda la sistem, urmată mai apoi de sud-vestul Olteniei. Prin Programul Național de Investiții Anghel Salini vor fi alocate cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, minimum 4 milioane pentru fiecare comună și cel puțin 7 milioane de lei pentru fiecare oraș. De asemenea, pentru fiecare municipiu vor fi alocate minimum 10 milioane de lei și cel puțin 43 de milioane de lei pentru reședințele de județ. Fiecare sector al municipiului București poate accesa fonduri în valoare de cel puțin 35 de milioane de lei pentru proiecte prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Este dezastru în parcurile din București, nu e o noutate, dar acum vorbim de locurile de joacă pentru copii. Cei de la Protecția Consumatorului au verificat astfel de locuri de joacă din 6 parcuri și le-au închis pe toate din cauza toboganelor și aleagănelor aflate într-o stare deplorabilă. Introducând asta foarte ușor, există riscul să-și introducă și copilul degetul, da? Este la fel și pe partea asta. Leagăne ruginite care abia se mai țin în șuruburi, tobogane sparte. Asta au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorului în locurile de joacă din marile parcuri din București. Sunt zone în care lipsește cu desăvârșire tartanul, covorul anti-impact. Există zone în care acest covor anti-impact are anumite găuri, anumite rupturi sau prezintă porțiuni lipsă. Există o zonă de tobogane care nu mai este de mulți ani de zile autorizată. Tubulaturi care au anumite elemente rupte sau lipsă, vorbim de tubulaturi care sunt prinse cu șuruburi, zone cu foarte multă rugină și cu foarte multe suduri în zona de siguranță, în zona de prindere, mai ales la leagăne. Dacă în prima parte a anului administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a primit un avertisment, de data aceasta au fost sancționați cu o amendă în valoare de 10.000 de lei, dar și o propunere de închidere a locurilor de joacă pentru cel puțin 6 luni. A avut loc un control tematic în primăvara acestui an, control tematic care s-a soldat atunci cu niște avertismente și nu cu sancțiuni și cu niște măsuri de a aduce parcurile de care vorbeați și dumneavoastră la o conformitate normală, potrivit atât directivelor europene cât și prevederilor naționale. Blue Air mai amână încă o dată zborurile. Compania aeriană își va ține aeronavele la sol și după 10 octombrie, în ciuda promisiunilor. Lipsa banilor este principalul motiv invocat. Momentan nu a fost precizată data la care pasagerii vor putea folosi din nou serviciile companiei. Blue Air a anunțat că nu își poate relua zborurile, deși în urmă cu aproximativ o lună a precizat că situația va reveni la normal începând cu data de 10 octombrie. Momentan nu a fost precizată data la care aeronavele se vor ridica de la sol, dar compania precizează că va veni cu un anunț în acest sens cât de curând. Principalul motiv invocat pentru sistarea zborurilor este reprezentat de situația financiară dificilă cu care se confruntă în acest moment compania. Multiplele dificultăți financiare și operaționale generate de pandemia COVID-19 s-au făcut simțite într-o manieră severă la nivelul tuturor companiilor aeriene, însă cu și mai mare intensitate de către companiile aeriene regionale private care se luptă pentru supraviețuire. În pofida acestor greutăți și a altor elemente adverse, Blue Air, o mândră companie privată românească, face tot posibilul pentru a-și relua operațiunile de zbor, anunță reprezentanții Blue Air. Pentru a depăși dificultățile financiare, compania aeriană a anunțat că va contacta atât investitori cât și creditori, dar va apela și la ajutorul statului. Datoriile Blue Air sunt în prezent de aproximativ 230 de milioane de euro, ceea ce înseamnă într-un an normal de operare aproximativ 50% din toate veniturile realizate. În timp ce Blue Air este ținut pe perfuzie, apar și cei care vor să facă profit. Compania Wizz Air a reintrodus bilete cu tarife pornind de la 39,99 de euro pentru pasagerii Blue Air afectați de anularea zborurilor și a crescut frecvența pe 28 de rute din București către destinații europene.
Parcă a stat la pândă. Compania Wizz Air a lansat o promoție pentru pasagerii Blue Air la scurt timp după ce compania a anunțat că nici data de 10 octombrie nu este oportună pentru reluarea curselor. În comunicatul dat de Wizz Air se specifică clar faptul că cei vizați de ofertă sunt pasagerii Blue Air afectați. Wizz Air reintroduce bilete cu tarife speciale pentru clienții Blue Air afectați de zborurile recent anulate ale companiei aeriene. Pasagerii Blue Air pot rezerva zboruri Wizz Air pe rute selectate la tarife de la 39,99 euro folosind codul rezervării Blue Air, se arată în comunicatul companiei ungare. De altfel, Wizz Air a mai anunțat că a crescut frecvența pe 28 rute din București către destinații populare din Europa și a extins ruta Bacău-Liverpool pentru sezonul de iarnă 2022-2023. Potrivit datelor raportate de compania Blue Air, sunt aproximativ 250.000 de pasageri afectați până la data de 10 octombrie, însă majoritatea dintre ei nu își vor mai recupera probabil niciodată banii. Cei care și-au recuperat sumele pierdute sunt pasagerii care și-au achiziționat bilete prin diferite companii care puneau la dispoziție serviciul de acoperire a tichetelor. Regimul iranian continuă să-și intensifice măsurile represive la adresa protestatarilor. În plus, tocmai frecvent pune revoltele de stradă pe seama factorilor externi și a arestat și câțiva cetățeni străini pe motiv că ar fi fost instigatori. Între timp, numărul victimelor continuă să crească. Cel puțin 83 de oameni, printre care și câțiva copii, au fost până acum uciși de forțele de securitate iraniene în timpul protestelor de stradă. Doar vineri au fost ucise 19 persoane în urma unei confruntări dintre protestatari și forțele de ordine din sud-estul Iranului. Printre cei uciși se numără și un colonel al Gărzii Revoluționare Iraniene, organizație cunoscută pentru măsurile sale represive. Între timp, autoritățile iraniene continuă să susțină că protestele sunt încurajate de așa ziși dușmani străini și pentru a-și susține punctul de vedere au arestat 9 cetățeni europeni pe motiv că ar fi membri ai agențiilor străine și că ar fi participat și chiar complotat la proteste. Persoanele reținute provin din Germania, Polonia, Italia, Franța, Olanda sau Suedia. Regimul iranian a transmis însă și un avertisment ambasadelor Germaniei, Marii Britanii, Suediei și Franței pe motiv că acestea și-ar fi infiltrat agenții în rândul protestatarilor cu scopul de a le amplifica. Protestele din Iran au început în urmă cu aproape 2 săptămâni în urma morții tinerei de 22 de ani, Mahsa Amini. Într-o primă fază, protestele au fost limitate în zona de nord-vest a țării, dominată de curzi. Ulterior, ele s-au extins în cel puțin 50 de alte localități, iar cererile protestatarilor s-au extins până când au inclus și eliminarea de la putere a liderului suprem, Ali Khamenei. Punem punct aici jurnalului orei 11. Ne revedem la fix.